Să trăiți! Gardă de scope! Iți! Slavă Sfinte și de ființă și de viață făcătoare și de despărțitei trăime, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Din ființa care și-a recrutat întotdeauna ostașii, armata reprezintă alături de biserică una din temelile pe care s-a clădit conștiința națională, instituție standard în jurul căreia, la momente de cumpără, s-au coagulat valorile și energiile care au făcut posibile izbânzile istorice ale românilor. Astăzi, de ziua Armatei României, doresc să vă adresez un salut călduros și îmi exprim încă o dată aprecierea mea și a cetățenilor județului Vrancea față de dăruirea și profesionalismul cu care dumneavoastră, militarii din garnizoana Focșani, vă îndepliniți misiunile. 25 octombrie constituie amintirea unei zile de împlinire națională, ziua în care Armata Română și-a îndeplinit menirea firească. În această zi, Armata Română elibera ultima localitate românească de sub ocupație străină, orașul Carei. Acțiunile militare, desfășurate în bătălia pentru Ardeal, alcătuiesc un drum glorios, soldat pe pământul transilvan cu numeroase jertfe. La această măreață sărbătoare, se cuvine ca tuturor eroilor neamului și veteranilor de război care au înfruntat gloanțele și vitregia războiului, celor care și-au dat viața pentru libertatea, unitatea și integritatea României, să le aducem un pios omagiu și să le transmitem de peste timp gânduri de recunoștință veșnică.